Ori întreabă, cetățenii răspunde. Deci, direct din Iadul Alb, transmitem un comunicat important pentru țară. Ne-am strâns cu toții aici ca să ne torturăm unii pe alții, cam cum torturez eu populația Bucureștiului de vreun an jumate, cu întrebări scoase din puțul gândirii și al filozofiei matinale. Așa. Care e relația ta cu usturoiul? Iubiți concetățeni, trebuie să mărturisesc că nu m-am uns niciodată cu mușdei. Usturoiul poate fi introdus cu rezultate cu totul spectaculoase. În presă feminină poate fi introdusă cu rezultate uluitoare. Am văzut niște titluri absolut șocante. E adevărat că mănânc usturoi cu orice, chiar și cu pâine cu untură, adică untura este chestia aceea albă într-un borcanel care se ascunde undeva într-un frigider și pe care îl găsește soția mea și crede că e înghețată. Oh, no. Ai amintiri neplăcute din copilărie cu curcani sau gâscani? A fost una din n-am mânărit deloc bolul, adică chiar pe asta a tras-o. Una din primele întrebări de la Morning Glory, asta a fost când am descoperit că de fapt foarte mulți cetățeni au în afară de prieteni care au dat like paginii lui Constantin Enceanu, au și traume adânci pentru care plătesc bani grei la terapie acum, pentru că au fost fugăriți de curcani. Eu n-am fost fugărit de niciun curcan, poate doar că mergeam în vacanță cu părinții. Mie curcanii mi se par extraterestri, în primul rând, au un aspect extraterestru, filmați de aproape cu chestiile alea, sunt niște ființe care pot să facă față oricărui serial SF. Și mi se par în continuare foarte periculoși și cele mai amuzante creaturi de pe pământ. Sunetul ăsta de glu-glu-glu poate să detroneze orice discurs și Dalai Lama dacă vorbește. Ai băgat un curcan și s-a terminat șmecheria. Ce te enervează cel mai tare la București? Nu suport persoanele care traversează pe roșu. Și că după aia... mai în București, ia. La mine acasă nu sunt. Eu nu i-am văzut. Bine, acolo nu suntem apoi. Aia care traversează pe roșu la tine acasă au fost deja uciși. Sau au venit în București. Așa mă mai enervează ceva. Mâzga de la Dude. E adevărat, bine. Ne povestește-ne, de ce te enervează atât de tare mâzga de la Dude la Nu știu, în ce anuar nu are. Nu e The memories are faint. Mergeam dimineața la 6, veneam spre radio și mergeam cu trotineta. Cu trotineta. Da. Deci aceea și era frumos și era soare și într-o dată nu mai mi-aduc aminte pentru că am căzut. Pe mâzga de la Dude. Și mi-am pierdut cunoștința. Deci vedeți seama încotro se îndreaptă țara, da? Schumacher al programelor matinal. Dacă te dai cu trotii pe mâzgă, mi se pare, nu, îngrozitor, adică lumea se îndreaptă într-o direcție greșită. Mă enervează șoferii care stropesc oamenii pe burtă. Da. Da, 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 da. Asta mi se pare cea mai mare doză de nemurlănie. Da. Care e cea mai mare țeapă pe care ai luat-o vreodată? Am crezut că un taximetrist are o problemă în familie și i-am dat niște bani în plus și după aia mi-am dat seama că sunt un cretin. Dacă un taximetrist își sună un prieten, îi cere împrumut niște bani și spune, bine mă, lasă, ok, hai că așa și îți dă de înțeles că fetița lui nu mai are mult de trăit, să știți că este țeapă. Pe Mișu nu-l coafează nimic, Ioana. E timpul să aplică. Eu cred că îl coafează orice. Da, pe nu mă coafează. Care e cel mai penibil moment de care ți-amintești? Băi, îmi amintesc, dar aveam 2 ani, frate, nu știu. Cineva făcusem o prostie de aia, bă, mai mare decât mine. Mi-a m-a certat aia cu mine. Bă, dar m-a certat atât de tare, cât efectiv am început și de un mare fel. Bă, deci pot tot linoleum, așa. Aha. Știți ceva, tată? Mă piși pe tine, pe mine. Cu ei face o statuie. Hai să avem grijă cum răspunde. Suntem atâția care poate. Nu, așa, hai să avem grijă cum răspunde. Da. Deci pe stradă foarte mulți oameni mi-au spus că și-ar face lor o statuie. Aparent, dacă ar fi după noi, am avea cu toții câte o statuie în fața blocului sau... Și noi ne aducem la culcare, liniștiți că sunt statuile pe stradă. Și răspuns la întrebare. Eu aș face o statuie doamnei care vine să-mi facă curat. O dată pe lună sau mai des, după necesități, pentru că fără ea cred că nu aș mai putea să mai pășesc în casă
Și de asemenea, mirosul ăla de chimicale care te întâmpină, de toate, care te întâmpină când vii acasă după o zi lungă, e de neprețuit. Da. Vezi, apropo de gustul. Tantivali merită o statuie. Dragă cameră, îți urez cadre multe în continuare. Anul nou care vine, să nu-ți aducă un shutter nou, să te țină tot cu ăsta. Să ne spună Laura, care a căzut cu trotineta, ce... Eu vă doresc drumuri curate, fără dude, fără mâzgă și o trotinetă care să vă țină cât mai mult. Eu vă doresc să nu vă luați niciodată în serios, pe cuvânt, mi-a spus și mie cineva mai înțelept, m-am ținut de asta și da, nu mai am serios de asta și râd ca prostul în emisiune. Și eu vă doresc Crăciun fericit și să țineți minte că Black Friday e pleonasm, n-am spus-o eu, a spus-o Robinson Crusoe. Mulțumim, Ioana, că există. Vai. Și vă dorim... Eu le doresc oamenilor să nu se întâlnească cu mine pe stradă. De ce, mă? Că dacă nu s-ar întâlni, noi avem material. Din păcate ne vom întoarce. Da. Din păcate ne vom întoarce. Și la acum, asta e. Atât s-a făcut. Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat, realizatorii. Mua.